Bună tuturor! Eu sunt Ana Maria Pesclevei și sunt o mândră absolventă a școlii de machiaj Makeup Touch by Ana Vaschievici. La inițiativa Biancăi, unei alte mândre fericite din ce am observat absolvente a acestei școli de machiaj, M-am gândit să fac și eu acest testimonial, deși eu am făcut și un testimonial înscris. De obicei, tind să vorbesc cam mult, nu știu, sunt așa de la 8 luni, o să încerc să fiu cât mai succintă pentru a nu vă plictisi, dar vreau să încep cu începutul. Eu am, am început să fiu pasionată de machiaj foarte de curând, adică acum 2 ani, undeva pe acolo și la îndemnul prietenului meu m-am hotărât să fac o școală de machiaj am început să caut prin rădăuți o școală de machiaj care să-mi și placă. Bineînțeles, găsim câteva oferte care pe mine nu m-au convins. Am început să caut și în Suceava. Să spunem că pe acolo poate, poate aș fi găsit ceva până când m-am hotărât să-mi întreb nașa de botez dacă ea are o recomandare pentru mine. Ea mi-a vorbit despre Ana Vașchievici, am căutat-o pe internet, am sunat-o, bineînțeles, am stabilit o întâlnire, i-am spus că sunt interesată și așa mai departe. Ei bine, de la prima întâlnire, pe fața mânuței de om, pentru că Ana este o mânuță de om, se citea așa căldură, multă dragoste și pasiune pentru ceea ce face și, desigur, o amabilitate deloc falsă. Am început cursurile cu ea. Într-adevăr, în prima zi, prima, să spunem așa, ședință, am fost eu împreună cu o altă colegă, dar atunci a fost preliminara, să spunem așa. În felul acesta am comunicat. Ana ne-a ne întrebat ce vrem să facem, ce ne place, care este stilul nostru de a învăța și așa mai departe. Un lucru pe care am uitat să-l menționez, vorbeam cu Ana pe Messenger înainte de a începe cursurile și ceea ce mi-a plăcut a fost una din întrebările ei, și anume, tu ce vrei de fapt de la cursul acesta? Și te interesează diploma sau vrei să înveți? Bineînțeles, răspunsul meu a fost că vreau să învăț, ceea ce a încântat-o și pe ea. Hai să trecem și de un alt subiect și după aia vă povestesc exact totul. Raport calitate-preț. Da, pentru că vorbeam ulterior cu alte colegi, alte prieteni. A, nu, că acolo e mai ieftin, că la Suceava e pe dincolo și pe dincoace. Ei bine, nu este așa. Prețul cursurilor, raportându-ne la calitatea lor, nu este deloc mare. De ce? Ana te oferă un curs personalizat și individual. Da? Practic, ea te lucrează doar pe tine, nu pe tine și pe alte nouă pe lângă tine. Da? Fiind un curs individual, personalizat, îți dă șansa ție, în primul rând, să te cunoști mai bine, îți dă șansa să te dezvolți, să-ți dezvolți această latură și dă șansa profesorului tău să găsească în tine acea clipire da? sau lucru pe care tu te-ai te putea baza, unde te pricepi cel mai bine, să lucreze cu tine, să-ți îmbunătățească abilitățile, sau de ce nu să-ți creeze altele noi? De ce spun să-ți creeze altele noi? Dacă eu înainte pictam cu acuarele, în momentul în care am trecut la machiajul în acuarelă. Bineînțeles că a fost provocarea vieții mele. Da? Ei, Ana nu s-a lăsat până nu a fost sigură că eu stăpânesc machiajul în acuarelă, tehnica creionului și toate celelalte. Da, într-adevăr, este un anumit număr de ore, însă Ana tot timpul a lucrat cu noi ceva mai mult. În mare parte, nu pot spune că ai ținut cont de acel număr de ore, deoarece ea a vrut ca noi, în momentul în care terminăm acele cursuri, suntem bine pregătite, da? știm ceea ce facem, stăpânim ceea ce facem și ne-am putea descurca pe cont propriu. După terminarea cursului, în niciun caz nu rămâneți singure și pe cont propriu. În continuare, vă puteți baza pe sfaturile. Anei și desigur, de ce nu putem face schimb de impresii între noi. Un alt lucru, să nu vă așteptați că totul va fi roz, da, ajung la curs, încep și totul va fi perfect. Nu, veți întâlni obstacole. Cu aceeași căldură cu care te îndrumă, Ana este și la fel de exigentă și își dorește să scoată cei mai bun din tine. Da? Dacă crezi că un machiaj este suficient de blenduit. Uh, trebuie să-l mai blenduiești puțin pentru a fi perfect, deoarece ea, ca și profesor, dar ca și uh, artist în sine, ca și profesionist, este un om perfecționist și își dorește să creeze din noi da, același lucru, da? să ne împărtășească cunoștințele ei uh, și în momentul în care noi terminăm cursurile să putem să lucrăm cu aceeași îndemânare cu aceeași dibăcie ca și ea. Um, cred că am fost uh, all over the place, deoarece nu știu, să vorbesc pe subiectul acesta, mie îmi creează emoții. Ana pentru mine a fost și este un sprijin și un om foarte special, așa că vă recomand cu căldură să urmați cursurile, desigur, doar dacă vreți să învățați arta aceasta a machiajului. Dacă sunteți interesate doar de o diplomă oarecare, sunt variante mii și mii de cursuri, poate mai accesibile ca preț, poate, nu știu, nu știu foarte multe informații deoarece nu am fost interesată de alte persoane, însă dacă vă doriți să învățați această artă, pentru că este o artă până la toată urma, să o stăpâniți, să puteți profesa în acest domeniu și să puteți excela în el. Cred că Ana este omul potrivit. Cursurile pe care le, ea le oferă sunt varianta potrivită și, cred eu, cea mai bună. Sper că părerea mea să vă fie, nu știu, să vă fie de folos, să vă convingă. Dacă nu ascultați și alte testimoniale, aceste testimoniale sunt făcute la inițiativa unei absolvente, da? Prin urmare, sunt făcute și de alte absolvente, și, desigur, nu suntem plătite, puse, rugate, mituite și alte lucruri. V-am pupat! Pa!